fost normal să consume cafeina și să vorbească și ea mulțime și apoi vorbesc eu în încheiere. Deși ora este târzie, cred că este potrivit să avem acces la această legătură cu generația mărturisitorilor, legătura pe care o căuta Sergiu, și într-un alt moment de întâlnire cu o muzică care ne transmite într-o anumită măsură tuturor. Mă bucură foarte mult că Sergiu Ciocărlan a fost primul care a citit despre Părintele Liția Dorine, pe care un alt coleg al Sfântului Sfânt, Părintele Constantin Alesa, îl numea recent mărturisitor și sunt ucenic. Avem datoria, deci, ca rând de astăzi de personaje reale care au fost cu Hristos, să se noastră viața și să ne vom rău. Înainte de a vă deci, și de a eu, nu vă de la